Continuăm seria interviurilor dedicate centenarului fotbalului românesc, avându-l ca invitat pe Mărgăriciu Botaru, mai cunoscut iubitorilor fotbalului din Câmpina sub apelativul Maradona. Maradona, în primul rând, de unde această poreclă, să-i spunem? Această poreclă a venit de la un fost conducător de fotbal, Gică Jilăveanu, Dumnezeu să-l ierte, de la Electromontaj, în care a făcut multe eforturi să mă aducă de la Vaslui la Câmpina. Și datorită culorii, că valoarea nu era super departe, dar datorită culorii și devotamentului pe care l-aveam în joc, m-a poreclit cu această poreclă Maradona. Oricum, erai și unul dintre cei mai tehnici jucători ai lor. Da, eram un muncitor. Pot să spun că nu cântam la pian, că eram pianul. Dar mi s-a adus această poreclă și cred că mi s-a potrivit. Hai să vedem, cum ai început fotbalul? Fotbalul l-am început, zic eu, într-o localitate de unde mă aflu eu, Vaslui Berezeni, la o vârstă foarte fragedă, la vârsta de 9 ani, după care am avut un incident cu un picior și am reluat la 13 ani și am avut un parcurs foarte bun la juniori, unde Firul Huș, o echipă de Liga 3-a, m-a luat ca junior la echipa mare. Și cum ai ajuns la Câmpina? La Câmpina am venit într-un concediu la rude și am avut un meci amical pe Petrol cu Liceul Petrol cu o echipă, cred că Oțelul Câmpina. Un joc de pregătire și m-a băgat și pe mine cineva că știa că joc și a plăcut unui conducător, Gică Jilăveanu, și de acolo el a făcut toate demersurile să ajung la Câmpina. Și deci ai început fotbalul în Câmpina la Oțel? Fotbalul l-am început la Firul Huș, de la Firul Huș. Nu, în Câmpina. În Câmpina l-am început la TCM. La TCM. TCM. Câți ani aveai atunci? 17 ani. Deci erai încă junior. Junior, da. Cine mai era atunci în echipa TCM-ului? Echipa TCM-ului, dacă mi-aduc eu aminte, era Vasile. Era în campionatul județean, trebuie să campionatul, spunem. Nu mai mi-aduc exact aminte, dar era totuși în Liga 4-a, cred, sau a 5-a, zic eu. Era un jucător cu mare valoare atunci, care îl țin eu minte, era Vasile Acadeaua, un jucător extrem de bun, care îi mai aduc eu aminte. După perioada TCM-ului, ce a urmat? După perioada TCM-ului, atunci Gică Jilăveanu a făcut toate demersurile că mie m-au înregistrat aici și m-au întrebat dacă mai am o altă legitimație și eu, într-adevăr, legitimația mea de copil a fost la Vaslui, la Inter Vaslui, și a mers cu mine atunci cu mașina, mi-a luat legitimația și m-a legitimat la Electromontaj. După Electromontaj? După Electromontaj și am avut, pe Dumnezeu să-l ierte, o vizită a unui antrenor de renume de la Unirea Câmpina, cred că un antrenor care era la Liga 3-a, i-a plăcut foarte mult de mine, o să-mi aduc eu aminte și vă spun, un antrenor care i-a plăcut mult de mine și m-a luat la echipă la Liga 3-a, la Unirea Câmpina, fosta Unire veche. Cât timp ai jucat la Unirea? 6 luni, că după aceea a venit Revoluția și s-a desființat echipa. În Liga 3-a cine mai era atunci la Unirea? Ceilalți cu echipierei tăi? Era așa, Peticilă era trupă Ion, bună, era trupă echipă, bună. Trupă bună de tot. Peticilă Ion, Dan Tache, nu știu exact numele, Cioco, era un Tavi Grecu, mulți, Costică Grosu, erau foarte mulți jucători de calitate, jucători cu bun simț, unde eu m-am integrat foarte ușor pe lângă ei. Asta vreau să te întreb. Cum a fost integrarea, mai ales că veneai din altă parte? Eu am fost și un copil silitor, dat fiind faptul că nu prea am avut bani la început și am fost nevoit să fiu silitor, am fost nevoit să muncesc și am fost primit extrem de bine și chiar plăcut. Chiar plăcut de toată lumea. După Revoluție ce a urmat? După Revoluție am avut, mă rog, am fost nevoit să joc pe la echipele de la Brebu, după aia Bănești, m-am lăsat de fotbal, a mai fost câteva încercări și a fost o echipă de fotbal
care nu știu cum am ajuns acolo la Bordeni și am preluat ca și conducător. Și de acolo am început să prind drag de această postură de conducător. De conducător, da. Dar în cariera ta de jucător, unde te-ai simțit cel mai bine? Unde ți-a fost cel mai drag? Cel mai drag mi-a fost la Inter Vaslui. De ce? Pentru că erau condiții extrem de bune. Cele mai bune condiții pe care le-am avut acolo a fost și la Unirea Câmpina, într-adevăr. Era o chestie lejeră. Veneam cu drag, iar la antrenamente se făceau antrenamente foarte frumoase, era electromontaj. Era mult mai greu pentru că făceam antrenamente și mă duceam și la muncă, și într-adevăr mi-era foarte greu. Dintre antrenorii pe care i-ai avut, unul căruia îi păstrezi o amintire mai deosebită, care ar fi? Este Ion Dionisie, un om, cu toate că trăgea foarte mult la antrenamente, respect pentru rezultatul pe care l-am avut după ce am plecat de la ei, pentru că antrenamentele grele, într-adevăr, sunt și bune. Se cunoaște pe parcursul vieții tale. Dintre coechipierii pe care ai avut, este vreunul cu care ai rămas prieten și peste ani sau căruia îi păstrezi o amintire aparte? Pot să spun că am cel mai bun prieten și acum lângă mine. Ne vizităm aproape în fiecare weekend. Gianni Vintilă. Și mi-aduc foarte cu drag aminte de fratele lui Ciprian Vintilă. Niște oameni de calitate. Și sunt mulți cu care mă întâlnesc. Într-adevăr, sunt mulți. Eu am lăsat loc de bună ziua întotdeauna și am rămas prieten cu toată lumea. Încerc să împac cât timp am, să împac și pe unul și pe altul, dar cu aceștia care am specificat mai devreme, am rămas prieten aproape ca frații. Ai spus că la 9 ani ai avut o problemă și ai întrerupt până la 13 ani. Ne poți spune despre ce a fost vorba? Era o problemă de sănătate? Sau? Nu, a fost o problemă de bani, că părinții mei nu aveau bani, eu trebuia să fac o navetă destul de grea, trebuia să fac, erau 30 de kilometri până la Huș din localitatea mea și am întrerupt activitatea din acest motiv, m-am lăsat, nu am avut nicio problemă de sănătate. Dar pot să spun că au făcut eforturi maxime și am reușit să îmi parcurg această... N-am jucat un fotbal într-un campionat puternic, dar pot să spun că am fost târșit în campionatele astea de jos peste aproape la toate echipele și le-am făcut cu drag și m-am implicat atât cât am putut. Nu am lăsat nimic să las la o parte dacă puteam să fac. Am încercat să trag de mine cât am putut să trag, să pot să aduc un plus echipei. Ai vreun regret legat de cariera ta de jucător? De jucător nu am niciun... Da, am un regret pentru că se putea și mai mult, dar nu am avut posibilități cum de fapt copiii ăștia au posibilități. Pot să mă duc cu ei să-i verifice un hagi, pot să mă duc cu ei. Avem mai multe legături cu echipe puternice, dar atunci regretul apare că eu nu am putut să... N-ai avut o astfel de șansă. Da, n-am avut o astfel de șansă și ăsta e motivul pentru care aș avea un regret, că se putea și mai sus. Cred eu, se putea și mai sus. Ai spus că odată cu ajungerea la echipa din Bordeni ai început și cariera de conducător. Cariera de antrenor nu te-a tentat? Nu. Nu m-am gândit vreodată că în viața mea voi putea să antrenez, pentru că am și un caracter mai aparte. Sunt foarte vulcanic și am zis că mai bine stau pe margine decât să jignesc sau să... Ăsta este firea mea, ăsta este stilul meu. Cer prea mult de la cineva care nu poate și aici. Dar datorită fiului meu, care are o vârstă de 9 ani, am început cu copiii și o fac cu drag. Am depistat că îmi place foarte mult și îmi pare rău că nu am început mai de mult. Hai să ne întoarcem un pic la Bordeni. Ce însemna statutul tău de conducător la o echipă care juca, cred că la momentul respectiv, în Liga 5-a? Liga 5-a, da. Da, eram la sfârșitul carierei, am început să joc, ei stăteau foarte prost cu banii, plăteam arbitrajul sau ajutam la plătirea arbitrajului. După aia am început ușor să iau echipamentul acasă să-l spăl, după aia am început să adun echipa la antrenament și tot așa am prins drag și... Practic, cariera ta de conducător însemna mai mult acțiunea de a finanța echipa. Exact, da, mai mult decât partea strict administrativă, să-i spun. Exact. Mai mult m-a interesat ca ei să aibă tot ce le trebuie înaintea unui meci, decât să nu mă interesa dacă sunt bani mulți, nu mă interesa, mi-a interesat să aibă un echipament
frumos pe el, curat, să aibă plătit la zi toate dandanalele care erau de plată și eram mulțumit la sfârșitul săptămânii că stăteam și făceam un grătar, făceam o bere, eram chiar ca o familie. Și de acolo a început tamtamul cu chestia asta, propriu spus, conducător. Conducătorii sunt, știi unde sunt, la nivel înalt. După Borden, ce a urmat pentru tine? După Borden a fost o pauză de un an de zile unde ne duceam pe Mușcel, pe platou și jucam fotbal acolo, foștii fotbaliști. Dar ce a însemnat anul ăsta în care ai stat departe de fotbalul ăsta oficial, să-i spunem? Pot să spun că nu eram deloc orientat. Eram dezorientat de tot, nu știam, aveam în fiecare zi noi aveam un plan de făcut organizări de și atunci când m-am lăsat eram rupt de realitate și ne duceam pe Mușcel la sfârșitul săptămânii unde acolo am întâlnit foștii jucători de fotbal. Toți care veneau la pe Mușcel iarna, ne duceam după aia la o berică și de acolo s-a strânit o euforie din asta că de ce nu facem o echipă, hai să înscriem un campionat, că tot ne rupem picioarele pe acolo. Și cu ajutorul unor persoane, cum e Cristi Aldea, care el s-a ocupat, sincer, dacă nu era el, nu cred că făcea nimeni nimic, s-a ocupat cu leștimații cu alea și ne-am înscris într-un campionat de liga a 6-a, a 5-a, nu mai știu cum era atunci, ultima ligă, ne-am înscris și atunci a început cariera mea adevărată de conducător, că atunci eram obligat să produc bani, să aduc bani, nu aveam sprijin de la nimeni, exact de la nimeni, nici primărie, nici... Și am început la Unirea Câmpina cu Bogdan Mănescu și Grigoriu Micnea, care pot să spun că de Micnea mi-a părut rău tot timpul că a fost un sufletist în această meserie. Cu Unirea ați urcat pas cu pas, ați promovat aproape an după an, cred. Da. Inclusiv până la nivelul Ligii a 3-a, după barajul la frumos de la Ștefănești. Ei, pot să spun că m-am simțit conducător doar din Liga a 4-a până la promovarea la Liga a 3-a. Pot să spun că atunci ne-am făcut, de când primăria a venit în sprijinul nostru, am fost nevoiți să avem altă ținută, alt comportament și am încercat să aducem jucători de valoare. Am promovat, atunci pot să spun că am promovat la Liga 3-a, că m-am simțit și eu un conducător. Păcat că nu am reușit să menținem măcar în Liga 3-a o echipă la Câmpina, merită așa ceva. Cum ați reușit să atrageți primăria în proiectul ăsta legat de Unirea Câmpina? Pot să spun că ei s-au interesat de noi, datorită comportamentului nostru, datorită, zic eu că noi am avut și un parcurs extrem de bun. Noi de la Liga, prima ligă când ne-am înscris, în fiecare ne-am promovat până la Liga 4. În Liga 4 ne-a fost puțin mai greu, un an sau doi, nu mai știu cât am stat în Liga 4 și după aceea noi am promovat în Liga 3. Dar pot să spun că primăria s-a alăturat nouă și datorită comportamentului nostru și oamenilor pe care i-am avut pe lângă noi. Cred că asta a fost unul, că nu am avut o discuție gen vă rog frumos veniți lângă noi. Nu, din contră, chiar ne-a ajutat. Și pot să spun că am avut ajutor. Acum am motivul pentru care nu am mers mai, n-am putut să ne mai financeze în Liga 3. Nu-l cunosc. Nu pot să vă spun și multă lume știe. Eu spun că așa a fost să fie. Da, apropo de asta, s-a dat cineva vreo explicație vreodată pentru treaba asta? Nici n-am cerut-o pentru că... Nu, dar poate era corect să spun așa cum au venit, fiindcă zici că ei au venit. Așa cum au venit, hai să vă sprijinim în proiectul ăsta, poate corect era să spună la un moment dat, dom'le, uite, nu mai putem, pentru că... Din păcate, munca asta cu oamenii este foarte grea. Din păcate, spun asta pentru că lucrăm cu oamenii și am avut printre noi câțiva oameni care... cuvântul potrivit este ăsta, care au făcut săpături. Săpături pe la spate, mă rog, și a urmărit un interes al lor, care nici ei n-au reușit să facă nimic cu acel interes decât să desfințeze echipa. Au crezut că mă dă pe mine la o parte și rezolvă ei soarta fotbalului câmpinean. Din potrivă, eu am renunțat ușor printr-o semnătură și acolo
am avut o problemă psihică, zic eu, că am trăit niște momente foarte grele, dar cu ajutorul unor prieteni am reușit să mă întorc în lumea fotbalului cu echipa Sportul Câmpina, unde deja pot să spun că sunt împlinit datorită acestor copii care sunt la antrenamente. Avem echipa mare, avem jucători, cred că în 2-3 ani de zile o să-i promovăm și la echipa mare, avem câțiva jucători care sunt pe lista lui Hagi, adică prosperăm. Pot să spun eu că e un lucru bun, atât sănătatea să ne menținem sănătoși și să avem un parcurs bun. Dar pot să spun că în viață ăla a fost momentul în care mi-a părut rău că am condus o echipă de fotbal, că nu am mers mai departe. Ai dormit în noaptea după ce ai semnat? N-am dormit vreo 2 luni, cred. N-am putut să dorm liniștit, dar sunt o persoană cu un caracter puternic și am putut să trec peste asta și iată-ne din nou pe gazon. Hai ne întoarcem un pic la începuturile Unirii, că am trecut poate prea ușor peste el. Au fost cei 2-3-4 ani cât au fost până la promovarea în Liga 3-a, în care erați o adevărată familie, erau foarte mulți jucători din zonă sau chiar din Câmpina și erați foarte uniți în momentul în care mergeați la meciuri până apropiere sau chiar la cele de acasă. Ar fi un moment de care ți-aduce aminte cu mai mare drag până la momentul barajului? Au fost foarte multe momente frumoase la noi în echipă. Chiar ai spus bine, a fost ca o familie. Dimineața îi așteptam cu cafeaua la antrenamente, veneau cu drag. Când cineva dintre jucători sau din conducere își serva ziua, nu știu dacă era cineva care nu venea la aniversare și o făceam cu drag, toată lumea. Am fost într-adevăr o familie și cel mai frumos moment al vieții mele a fost în momentul în care am fost la Izvorani cu echipa în cantonament, unde acolo am avut un jucător, nu vreau să-i dau numele, un jucător care a avut o problemă de sănătate și mi-aduc aminte că toată echipa a strâns bani, fără să știu eu, și l-a ajutat cu niște bani și a fost un moment foarte emoționant pentru mine. La începuturile Unirii, hai să rememorăm un pic cine au fost antrenorii echipei. Așa tu ce-ți mai amintești? La începutul acestei echipe, nici măcar antrenor nu aveam. Eram toți antrenori. Unul striga pe margine, unul striga din teren, eu după în teren. Și dar la un moment dat, când lucrurile au devenit mai serioase, să spun așa, mai serioase, am adus între noi antrenori cu renume, cum a fost și Costin Plăbache, care mi-am amintesc cu drag, și jucători la noi, Pălânceanu Marius, Corcodel Daniel. Am avut ajutor cam de la toată lumea. Sfaturi am primit de la toți, niciunul nu, adică care mi-a dat sfaturi sau eu nu l-am respins, pentru că orice sfat e binevenit. Dacă e bun în lei, dacă nu, îl dai deoparte. Tu ai și jucat în teren pentru Unirea în perioada asta. Da, eram într-o perioadă foarte grea, adică bătrânețea, cum s-ar spune, dar trăgeam de mine că mi-era foarte drag să rămân cu ei în teren și ei vreau lucrul ăsta, tinei. Practic atunci au fost ultimile tale meciuri, da, oficiale. Ultimul meci oficial cred că a fost cu, nu oficial, ultimul meci al meu cu ei în teren a fost cu Omonia Nicosia. Dacă îți mai aduce aminte, da. Atunci a fost ultimul meci. După aceea joc, dar mai bătrânește și. Trecem peste episodul ăsta de campionat județean pentru Unirea și ajungem în Liga 3-a. Ai simțit o diferență între campionatul județean și Liga 3-a? Da, este o diferență extrem de mare, pentru că se joacă la un regim cu o viteză superioară, calitatea jocului e mult mai bună, e diferit, e mult diferit. Nu pot să spun că, dar este diferit. Iar din punct de vedere al conducătorului? Nu știu dacă puteam să fac față, pot să spun lucrul ăsta, nu știu dacă puteam față, dar dacă aveam ocazia să fac lucrul ăsta, o făceam cu drag și eu cred că și acum o mențineam pe Unirea Câmpina în Liga 3-a. Și chiar era nevoie, uite, lumea suferă de așa ceva. Sunt mulți care
fac fotbal în Câmpina, dar o fac doar de dragul de a câștiga bani. La noi a fost cu totul și cu totul altfel. Noi am făcut-o special pentru noi și de dragul oamenilor care vin să ne privească tribuna. De la momentul acelei semnături care ți-a adus multe nopți de insomnie și până la înființarea noii tale echipe Sportul Câmpina, cam cât a trecut? A trecut un an de zile, fix un an de zile. Exact un an de zile, în 2011, dacă mi-aduc eu aminte, am semnat pentru predarea echipei și în 2012 am făcut Sportul Câmpina. În anul ăsta, cât ai stat deoparte, să spunem, cum ți-a fost? Cum te uitai la un meci de fotbal? Crede-mă că nici măcar nu am venit să mai văd pe cineva la fotbal. Sub nicio formă. Auzeam... Nici la televizor un meci n-ai văzut? La televizor mă uitam, dar pe teren nu veneam deloc pentru că mi se făcea rău, pur și simplu. Mi se făcea rău că știam că nu sunt inclus în conducere sau în echipă. Sportul Câmpina este și un răspuns? Putem îl considera ca un răspuns la ce s-a întâmplat atunci? Bună întrebare. Exact asta am vrut să fac. Am vrut să înființez o echipă Sportul Câmpina, să demonstrez că eu eram cel care ducea greul și cu unirea Câmpina. Și am demonstrat încă o dată și se vede faptele. Să văd faptele pentru că echipa n-are o datorie pe nicăieri, echipa, sunt jucători la echipa noastră care vin și cu bani acasă. Adică vin cu bani acasă, ne ajutăm, am format o familie și am demonstrat că cu liniște poți face orice. Cu liniște poți face. Nu am avut certuri. Nu am avut aici. Toți care au avut o problemă de sănătate au pus-o pe hârtie și toți ne-am ocupat. Unul care n-a avut bani, am reușit să facem în așa fel să-l ajutăm. Deci noi am fost o familie. Dar răspunsul ăsta este. Eu am vrut să fac Sportul Câmpina, să demonstrez cu adevărat că eu am dus greul peste tot și de la început. În total, câți ani ar fi de când ești în fotbalul ăsta? Păi, în conducerea, adică la conducere, de când am mai, de fapt, am fost și jucător și conducător din 2003. Din 2003 și pot să spun că fotbalul, dacă am 51 de ani, l-am început la 9 ani. Aproape o viață de om. Aproape viață de om. Am înțeles. Cum am avut de învățat, scuze-mă un pic, am avut de învățat multe, de la multă lume l-a înjurat pe domnul Dan Chițu. Aveam zile când stăteam, de fapt seri, când stăteam la terasă la el și veneam, stăteam cu el la masă și m-a învățat toate lucrurile pe care trebuie să le fac o echipă de fotbal și cum să mă comport cu jucătorii. Exact ce îmi spunea el la masă, asta mi se întâmpla pe parcursul vieții. Deci mi le citea, îmi citea gândurile ca pe urtie. Deci am avut și de la cine să învăț, un om deosebit. Multă lume l-a înjurat, dar nu o să mai facă nimeni ce a făcut. Apropo și de acest lucru, cum vezi tu fotbalul câmpinean în momentul de față, având în vedere toată istoria pe care o cunoști și la care în mare parte chiar tu ai luat parte? Cum vezi lucrurile în momentul ăsta? Merită Câmpina mai mult? Ar exista loc să fie mai mult? Câmpina merită mult mai mult, dar din păcate de fotbal se ocupă unii oameni care nu au legătură cu acest sport. Dacă în Câmpina se gândea foarte lejer și mai mult, aduna oamenii de fotbal, le dădea sarcini la toți și spune că altfel ar fi fost soarta fotbalului în Câmpina. La noi nu s-a vrut decât bisericuțe, orgolii, au fost... La noi nu există. Bănuiesc că și în toată România tot așa este, dar la noi nu există să te împaci cu cineva, să faci o colaborare pentru că este ura prea mare. Stau să mă uit în partea cealaltă la echipa primăriei, CSS, de altfel cu antrenori buni care sunt acolo, cu, să zicem, conducători care eu nu-l cunosc să mai fi condus pe undeva o echipă de fotbal, trebuia să se facă cu președinți de secție de fotbal, președinte sau le dădea alt nume, nu președinte, îi dai, dar fiecare să se ocupe de secția pe care îi aparține și răspundea acel om de secția de fotbal, de secția de handbal, de secția de înot, de secția de box. Așa unul singur răspunde de toate și el nu știe să n-a făcut nimic în viața lui în sport. Acum eu nu l-am văzut, nu știu, abar n-am. Oricum, la împlinirea unui secol de existență oficială, să-i spunem, a fotbalului câmpinean, faptul că nu avem nicio echipă, măcar în Liga 3, rămâne o pată, să spunem, pe obrazul Câmpinei.
Dar eu cred că totuși nu se vrea. Că, Dar cine crezi că nu vrea? Că spui nu se vrea și mai devreme. Te referi la factorii politici? Cred că da. Cred că da. Dar acolo pleacă. Pentru că nu putem să nu spunem lucrul ăsta, că politicul este implicat foarte mult în, în lumea sportului și este greșit total. Pentru că dacă un partid e la putere, se desfințează echipa până apare alt partid care să îi susțină. Dacă stai de vorbă cu primarul, gata, ai și semnat adeziune de... Nu ai voie să stai de vorbă cu... Eu nu știu care e din PDL, nu știu care e din PNL, nu știu care e din PSD. Eu, la mine lucrurile erau destul de, de lejere. Mă ajuți, îmi fac treaba. Nu contează ce culoare politică. Nu mă ajuți, atâta pot, mai mult nu pot. Asta, ăsta este nivelul pe care, și mai mult, nu cred că o să mai reușesc dacă nu avem susținere financiară. Și e suficient pentru noi, acum să facem, să ducem povestea mai departe, este suficient Superliga în care jucăm și mă mulțumesc cu atât. Înainte de a-ți mulțumi și a încheia acest scurt interviu, mai am câteva scurte întrebări. Steaua sau Dinamo? Steaua. De Steaua ce? Și Steaua, când spun Steaua, chiar mă refer la Steaua lui Gigi Becali, pe CSB-ul, nu Steaua Armată. Aia e echipa pe care cu ea am crescut. În birou la mine doar Steaua există. Îmi pare rău și de Dinamo că promovează în Liga a doua, dar asta e, poate fi pe primul loc în Liga a doua. Hagi sau Maradona? Hagi este omul care mi-a adus multe zâmbete pe buze și pot să spun că am avut de multe ori fiori. Mă lua cu friguri când mă... Cel puțin episodul în care el s-a lăsat de fotbal, mi-aduc aminte, stea pe tunel cu cotul așa rezumat, am plâns. Este un om care, pentru mine, a fost un model și este un model de viață. Când erai copil, scriei cu cretă numele unor jucători pe tricou care jucai? Așa pe... Cu sut. Sau cu sut? Cu sut. Și ce, da. Și ce nume ai trecut? Hagi. Era cu sut, aveam, îl coseam cu mâna, că n-aveam bani de tricouri și îl coseam mâna și scriam Hagi și numărul 10. Barcelona sau Real Madrid? Real Madrid. Messi sau Ronaldo? Ronaldo. De ce? Sunt jucători care pot să spun eu că merită și unul și altul balonul de aur, pentru că Messi are o altfel de calitate, mult mai rapid în joc, execuții mult mai rapide, pe când Ronaldo are forță în picioare, aleargă foarte bine, viață sportivă, super viață sportivă. Sunt serioși, pot să spun că sunt serioși amândoi, de aceea se luptă pentru balonul de aur. Așa aș spune și de... Sunt mulți jucători care îi pot, dar Ronaldo este un altfel de jucător. Maras, mulțumim mult de tot. Și eu vă mulțumesc.